Bună ziua și bine v-am găsit! N-am fost astăzi cu Daci și cu mami la piață, că n-am avut timp și mă cumpăram mami fasole verde și vreau eu să mă fac cum o place mie, mai bombă, că mami vrea mai la dietă, dar eu sunt mai cu bombele, știți? Așa, și pentru asta am cumpărat aici Niște rachete. ce s-a fia? Rachete. Rachete! Asta a fost bună! Am cumpărat niște rachete, rachetele. Așa, să vedem. Sunt două la număr. Când te enervează bărbatul, dai cu rachete pe el. Mulțumesc, mami, foarte frumos. Mami, o să cred că o să am nevoie de bărduța aia ta minunată, Auzi, știi? Mirela, Da, iubitule. cum e expresia asta că eu sunt un pic mai de ochiat? Cum e expresia? Da. Dar depinde la ce te referi la de ochiat. Dar nu știu, nu. Păi de ochiat poate să... Uite, de exemplu, eu cunosc pe cineva care se îmbracă mai de ochiat. Adică cum e aia de ochiat, aia vrea știe. Mai Înțelegi? Mai moți. extravagant, nu Lasă neapărat să bine. facă Mirela. Lasă că Păi, ea da, poate... la încheietură Păi, aici. da, Ok. da, da, lasă că ea știe, să pricepe ea. E mai special. Mai special, te îmbraci mai de ochiat, faci ceva, ce știu eu, zic eu. Ne-o luat o doamnă dragă, nu mă Da, supăr pe ea. da, Ne-o luat la rând că toți suntem fani și așa. Și eu zic că da, eu sunt un pic mai de ochiat, dar nu-i bai. De ochiat, ești mai special. Păi, dragul meu, ești un președinte, logic. E logică, trebuie să fii. Îți rup mânuțele, mami. Așa să rupe, dragă, Mirela. Eu știu, iubita mea, dar tu ești toată ziua lucru și ești obosită mâncața și gurița ta. No. Mă stai jos acum. Și stai, nu mă aștept să îi le tai și eu nu mă bag la mâncarea ei. Nu Ba, mai chiar eu. te rog să te bagi. De ce? Că așa trebuia să plec mâncața și gura. Deci nu vreau să te tai tu. O să trebuiască să plec, că vine un domn cu geamurile și atunci Dar dacă când mă vine... sună, plec și facem mami mai departe. Ok. Știi? Înțelegi tu, dragul meu. Și așa că... Ce să facem? Nu. Și așa, de aia ești tu de ochiat, poate că... Știi? Ești mai special. Vrei să tai eu? Nu. Acum tu poți să închizi până dau eu cu barba, bine? Stai că o scos heavy duty. No, hai, mă, hai, n-am dai cu barba. Tai să arătăm cum dă cu barda ca ninja. Nu! Închide acum. No, nu, ți-l dă la Nu! tine. Mai pui? Da. Da? Da. O vine și Să punem o oască atunci, Mirela. Mami, dar sunt multe oameni. Taci acum, bagă acolo, să fie pe bogăție, nu să fie pe sărăcie. Invers spune la mamă. Așa, și acum de. Haia! Păi, dar păcând ea trebuia să ne spună, ne-am speriat de... I-am văzut că nu-ți vezi, galbene. Mă bine, ați explodat timpanul. Nu, uita pe Să spunea că... Așa, Mirela spală oasele. Aici sunt alte oase mai fierb, dar de ce le Da, am acolo eu în sunt un mine? pic de... șoricuri de la șoncă pus mami să fiarbă. Ok. Și au avut ea ceva oase, dar a pe și așa soase, a pe să fie și puține, nu? M-am dus și am adus cu Dacian și am mai luat câteva. Nu e o mâncare la dietă, vreau să vă zic. E o mâncare pe sistem turbo. Da, nu este o mâncare la dietă, dar o luam noi așa o fasole verde, frumoasă. Și acum, odată într-un an, când ne permite noi să mâncăm fasolea asta așa de bună, sau eu, nu toată lumea, Eu nu, eu nu. eu, hai să mânci și tu, să Nu vezi crede, un mă, că pic, nu, nu, un nu. pic, pică. Așa. Acum luăm un colebil. De la na-na-na-na-na, catena. Cum e?
De la farmacia... Inimica tenă. Așa, stai să zic. De la farmacia inimica tenă. Nu e bine așa, nu era bine așa. Nu știu, ceva de genul. Luăm un colebin și... Cum am zis, eu am permit odată vreun an să mănânc o fasole din asta. Acum... Eu nu. Chiar nu mă atrage atâta de mine. Vai, dar ce mi dă poftă, că de-aia n-am lăsat în mare. Pe mine prăjiturile mă... Mi poftă, că nu mai pot. Mami știe, fasolea verde, vai de capul meu. Varza, fasolea, ștevia. Așa, mâncăruri din astea, așa mai... Ca la țară. Mai ca la țară. Hai să vedem aici ce se întâmplă. Dar nu are oala asta, e mică, măi, frate. Păi îți dau mai mare, dragă. Nu, stai. Îți dau mai mare? Da, lasă cu ea, eu așa, ție. Deci, nu trebuia spălat, că e curată tu. Da, știu, dar... Și din dulap ai luat. Știu, iubitul meu, dar... Străbunica mea m-a învățat pe mine așa. O zis, de cât eu pui o oală pe foc, chiar dacă tu știi că e curată, mai clătărește ce o țără, că nu se știe, o fi fost vreun paianjen, o fi trecută pe acolo. Păi e bonus, o carne în plus. Nu, ba mai ce știu eu. Să-mi dau cu și asta. Da, da. Nu știu cum, aici mai fierbe, nu mai fierbe. Sau? Fierbe, fierbe. Dar de ce? Să nu mai fierbe. Nu, dragă, la ce să fierbe acolo aici. Ok. Asta e o să zic așa. Nimica tena. O să am eu nevoie de un colebil astăzi. Asta nu-mi place. Nu, lasă-le acolo. Lasă-le astea așa, uscate. Dar nu-i prea multă fumătură. Așa, așa, nu vezi că eu fac o dată mami în apă. Ia că mai odată în asta apă. Și atunci punem altă apă. Cât crezi că de otrăvicios poate să fie alduiască reșe și sus? Nu, ce zici? Ha? Nu știu. Nu, că a ieșit toată fumeala. Toată. Și apa asta arunci, mă folosești. Pune alta. Pune alta, așa? Pune alta. Da, da. Ai grijă. Așa. Așa fac eu. Stai. Punem apă. Și lăsăm să fiarbă cu ceapă. Cred că cam virgulă vreo oră. Și după aia punem doi morcovi sau un. Pune doi. Să fie cu perechea. Dacă tu zici. Ca pentru... De ce dați? Aleluia! Doamne, dă-ne minte și înțelepciune! Eu sunt mai deocheat, ai uitat? Da! Bulânduțul! Să povestesc? Nu! A. Nu! Uite, lasă-mă să povestesc! Nu! Măcar să povestesc dacă n-am putut să mă râd! Hai, lasă-mă! Nu! Nu, hai, ce vrei. Dați să vă povestesc ce mă. Dați să mă scap un pic o dată de oala asta, prima dată. Stați așa. Să iau așa. Vezi că e caldă. Păi știu. Ia cum mai una. Mă, mai ia una, mă. Uite acolo aia. Nu caldă. Nu-mi spira de ochiatule. E bine, mă. Eu aud. Câteodată. Câteodată, nu tot timpul. Hai să dăm la viteză maximă. Da? Să-ți știe. Da. Power. Și un capoc. Capoc. Nu mai capoc. Asta e. Nu. Asta e capocul. Gata, l-am pus. Data aici la maxim. Da, da. Mai bun. Ok, bun. Facem noi după aia curățenie. Hai să vă povestesc. Nu știu cum să... Alți oameni... crede că facem... Ne batem joc, nu, sau nu știu nu, cum să zic, dar... Nu. Hai să vă zic. Am vrut să... Am fost el la... Știți, am fost la înmormântare. La o doamnă ce a murit, Dumnezeu să o ierte să o odihnească. A murit săraca de la 51 de ani. Și pe cuvântul meu, poate, sau nu că l-am mai filmat, dar ce ani ieri, am fost așa de năcăjită, m-am năcăjit pe cuvântul meu foarte tare, așa că... a rămas o fată...
pe nume Andreea, o foto, așa, o drăguță fată. În fine. Lasă-mă să povestesc, să înțeleagă lumea, copile, nu mă bolză, că tu ești special. Și... Țăracă, nu, năcăjită. Toată lumea a fost năcăjită. Da, nu mai lungesc atâta, nu, am stat la slujbă și mergem la înmormântare. La înmormântare. Acum multă lume acolo. Și noi acolo între morminți, au văzut să spun între... Între morminți. Între cimitir. Nu între cimitir, în cimitir. Între morminți. Dar nu știu toată lumea ce-s morminți. Loc de odihnă. Veșnică. Noi acolo, Ionă, cum spun, și Dacian îmi spune, vai Mirele, că tu când te râzi, îmi spargi timpanele. Așa tare te râzi. Deci vă dați seama cât a trebuit eu să mă abțin. Și ce Dacian năcăjit, el vine lângă mine, noi doi copii de trup acolo și noi. Și vine lângă mine și zice, Mirela, zice, uite-te, zice, era o cruce, așa? Da, și cu o criptă, nu așa se cheamă? Da. O criptă, așa, era o criptă acolo, cu un domn, cu o pălărie. Îmi zice, dar oare nu-i bai că spunem numele? Ha? Nu, nu. Nu? Nu. Dumnezeu să mă ierte, că nu știe Dumnezeu că nu îmi bat joc sau ceva, că toată lumea n-are, dar nu știu cum să zic, că m-a făcut să mă râd. Și zice către mine, frate meu, uite-te, zice, pe mormântul ăla. Zice, uite ce nume are. Mă uit pe mormânt și pe cripta aia și citesc. Bolânduțul, nu mai spun egal, Bolânduțul, mai altfel numele. Nu zic, uite ăsta, zic, acum mă face. Dar vă rog să mă credeți, numai eu știu cât m-am abținut să nu râdă el cum era și serios. Și el trebuia să mă facă pe mine. Dar n-am râs. N-ai râs, nu, unde să râs, nu. Și după aia, dar el a văzut, nenorocitul ăsta, prezidentul, că eu n-am văzut, nu m-am uitat și la poză. Dar iarăși zice către mine, dar tu, uită-te și la poză. Când am văzut poza, credeți, nu m-am râs, numai că nu m-am râs. Dar am crezut că mor, m-am înnecat, că nu puteam să mă râd, zic, nu, uită-te că nu, cum mă faci copilul ăsta să mă râd și nu pot să mă râd. Unde să te râzi acolo? Ce zice oamenii? Toată lumea plânge, năcăjut. Eu proasta, am văzut bolândânțul cu pălării. Dar odată în viață vezi așa ceva, cum puteam să nu râd? Nu, zic, nu, faină treabă, zic, uite, a, păi cât am venit până am venit acasă, tot aia am zis, că Dacian e bolânduțul. Mă zic, tu chiar ești bolânduțul, mă zic. Mă face acolo să mă râd la oameni, zic. Nu, și ea că așa au fost. Nu, bine, să nu mai lungesc, că hai să vă spun. Mai înainte m-a sunat, că uitați, eu sunt în... Vă rog, te rog frumos să mă filmez. Da, sunt în scandal, uite. Vedeți, eu sunt în haine de scandal. M-a sunat acum mai înainte omul, că trebuie să plec, că în 10 minute îmi vine geamurile. Aici așa trebuie să fiar bolul. Da, o oră zobi no. Trebuie să fiar bolul. Și atunci când ai terminat cu... Hai, dar și tu cu mine până la casă, să vedem și noi ce no, hai, da, hai că vin. No, hai. Dar nu filmez. Nu. Okay. Numai dacă ai vreun bolunduț. Păi eu mi-s una. No, vă filmăm mai târziu, vă pup. Hai. Tu ai filmat acum și am lovit-o pe mami. Nu, n-am filmat. Au pus florile, da. Deci acum am vrut să zic că a spus Mirela la mami să pună o ceapă. Deci, da, să taie o ceapă acolo. Și nu morcov, numai ceapa. Nu, acum, numai ceapă, o oră, să fiarbă numai cu ceapă și cu oasele alea. Și după aia, du-te că te așteaptă. Las că știe ea, să vadă o țură de sare, să pună, da, ce mă miroasă câine aici, dar ce miroasă ciment, aia, molozul. E bolânduț, sărac. Hai, bolânduțul. Hai. Cred că trebuie să pleci tu înapoi în Elveția. Ce face Mirela? Pun niște morcovi. Aici hai să vedem ce s-a întâmplat. Deci o fiert cam o oră. Da. Cam așa, la foc mic. Noi am fost plecați până acum, acum am venit. Mami, tu ce faci cu pătrunjei? Am curățat. Titlul la mâncare asta o să... Cum să fie? Mâncare cu proiecte de viitor. Așa. De la să le pun pe amândouă împreună? Da. Dar cât ați filmat? Ați filmat multe în curte. Da?
Atunci nu prea merge să le pun împreună. Nu are prea lungă. Nu prea merge să le pun împreună. Dar Natalia mi-a tot mai mult, mai dezghețată, ciocotată. Ea vrea și să fie cu Timea, dar să știți că noi nu prea am, cum să spun, n-am chemat pe Angie să filmeze la timp. Timea a fost înainte de filmare povestea. Și Timea a fost în plan. Da. Auzi. Dar eu când am chemat pe Angie, a fost deja obosită. Nu-ți fai lecuțetele mele. Poate. Dai cu ele. Da. Îmi dai și mie unul. Îți dau. Da? Ce-ți dau, pe bune? Da, îți dau. Caviar, nu? Aaa. Acum am dat de toate. Victor Inox se numește. Este și la tine. Da? Da, da. Pe Amazon. Da? Aha. Uh-huh. Este de la Elveția. Da? Da. Mami, nu trei cartofi, nu? Da, acum are cauze. Dar ce ai ce e aaa! Am înțeles. Așa nu mai le trai, că nu le mâncăm, nu mai de gust. Le las așa. De gust. Așa bine mă sunt că am vorbit cu nepoțica mea. Și ați făcut planul de viitor? Da. Da. Nu am acum cartofiorii. Vreau să văd cum fac cu video la ce l-ați filmat. Unde să-l pun? Îmi dați bătaie de cap dacă nu-s acasă. Verdețurile. Mamă, mă duc să fac fasolea. Mami, curăță niște cartofi. Câți cartofi pui, mami? Să nu pui mulți. Da, ăia sunt perfect. E bine așa. Dar mă duc la fasole acum. Ardei, m-am să punem niște ardei acolo să fie bătă. Mai la urmă, ardei eu cu roșia. Pune și o roșie, dar la urmă. Nu vine. Spune așa cum spui tu. Așa. Nu, hai. Nu uitați aici ce fac eu acum. Acum rup fasolica. Și după aia o să meargă Angie, cred că, să ne cumpere un cola, că vine și Eva. Și cred că ar bea și ea o apă sau o cola, știi? Și până vine Angie, eu fac această minunată fasolică. Uitați ce frumoasă fasolică. Vedeți? Ca untul. Și n-areață deloc. Știu că trebuia să o tai cu cuțitul, dar noi o facem așa cu mânuța, așa ca la țară. Da, așa se face normal. Poți să o tai cu cuțitul? Dar cine crezi că ce are? Noi așa știm, o rupem. Și noi tot așa o rupem. Și uite că n-are ață, vezi, fată? Uh-huh. Vezi? No, bine, no, închide mândra mea și duce și ea ceva de alegurii, ceva rășie. Și că vin mai filmez, că eu nu fac nicio mișcare fără cine, bine, mândra mea? Hai, Zaizonet! Hai, țucața, mama bună! Hai! Da. Ok. No, bine, dragii mei. Da, să-mi pun și ușor, că poate nu mai par așa grasă. Nu? Au fost oamenii, au pus geamurile la pivniță. Și a venit să termin și fasolica. Și am uitat să-mi pun șorțul, dar mi-l pun acum. Păi ți-l pun acum. Da? Da. Și așa că am curățată fasolea verde. Da. Am tăiat-o, m-a ajutat și tatii meu m-a ajutat, să știți. Am spălat-o și acum o punem în supică și am și un ardei și un jumate de ardei. Și acum punem fasolea spălată, dragii mei, în această oală minusculă. Ne intră tot. Sper. Ea să mai moaie normal, știi? Da. Oh. Am văzut ceva. Da. Acum, dar nu ne-a rămâne în gât. Păi da.
mai îngheșăm aici să intre, da. Dar eu cred că o să fie prea multă. Așa prorocești acum? Cine e eu? Așa. Așa. O punem toată și o lăsăm să fiarbă puțin. Și după aceea să punem vreo două roșii așa tăiate. Așa că e vară, știți? Și punem și roșioare. Să vedeți ce supică. Opa, ai grijă. Am șorțul. N-ai văzut? Numai bine ți-ai pus șorțul. O să mai scadă. Cum o să? Și să topească fasolea. Da, da. O să recapitulez. Deci ai pus apă, ai pus oasele să fiarbă, ai tăiat două cepe. Între timp ai curățat morcov, doi pătrunjeni, le-ai tăiat. Acum pune... Da. Hai. Da. Zic. Hai zic că eu fac un break dance. No, și acum așteptăm să fiarbă puțin, vreo 10 minute până s-o moiat puțin fasolica și atunci punem vreo două roșioare. Și între timp o să pregătesc puțin usturoi, să știți. O să pun puțin usturoi să fac brăjală. Mm-hmm. Dunțuială sau okay. Brăjală, cum se cheamă. Da. Păi, ori, am zis, farmacia inimii, catena. Da. Nu este o mâncare la regim. Exact. I'm sorry. Cam așa. Gata, și pot să închizi acum. Ok. Uitați, acum avem aici patru roșii, le-am spălat. Și pun și astea, numai ce am pus fasolea, că dacă, eu așa știu, că dacă punem acum, până nu-i fasolea un pic fiartă, se întărește. Și atunci o lasă deodată de două ori în clocot și după aia o să pun și roșii astea. Pe tai așa. Patru roșii. În ala aia, mai las un pic să fiarbă și roșiile astea, facem prăjăluța. Mai ți-l minte cum spunea tanti Percuș la roșii? Roșioare. Roșioare. Și la cartofi? Cartofiori. Cartofiori. Și la ceapă? Și la ceapă? Nu, hai zi. Ceapă. Nu. Știu. Cepuță. Nu, no, tot dacă așa s-a zis. No. Asta nu o să pun. Asta. Nu mă deschid până acum. Dar n-ar fi cumpărat mazăre asta nici dacă ar fi fost cu 3 kg. Doar că Natalia a vrut să o cumpăr ca să desfacă și ea săra, ca să mănânce. Așa, câte o postai. Și când a văzut-o Natalia în piață, mami, eu vreau. Și am luat jumătate de kilogram. Pe jumătate de kilogram am dat 10 lei. Ce faci cu ea? Dar tu nu vezi cât e de nenorocită. Dar ce faci cu ea? Nu știu, eu desfac. Ori faci o ciorbiță, că dar altceva nu poți să faci. Da. M-am uitat la fasole, o dat în clocot. Numai să tai roșiile astea și atunci vă arăt cum le pun. Natalia să joacă afară. Să nu vă speriați că... Da. Vrea să bage pe ciuciu și după la pușcărie. După aia facem și... facem și prăjala. Punem și prăjala, mai lăsăm un pic să fiarbă și cu ajutorul lui gata și ciorba noastră pe fasole verde. Curăntaș. Facem schimb. Un ghiveci m-aș dori, mami, să-mi faci și până nu plec. Și cu colăcei. Da, da, picioare de nu prea le găsești, să știi. O doamnă din Germania a spus că 30 de kilometri sau 300 de kilometri. Angie, cât o spus? 300 de kilometri? 300 au zis. 300 de kilometri au mers pentru picioare de pui. Da. Nu mai să găsesc. Au, nu să mai găsesc, îți dai seama.
Da. Sunt Eva Angela, Emma, ea face la restaurant. Da. La cartăria Crăință de Viena, vede. Da, mă, că și tără și ei le folosesc. Și acum, aici am mai scos un pic din supă, că se rudeie în foc, că a fost prea multă, dar o să o pun înapoi. Și acum punem roșiile astea care le-am tăiat. Aia pot să fac și jântașul. Și gata ciorbița noastră. Lintănaș. De la poliție pe ciuciu. De la poliție pe ciuciu, auzi? Ai mai auzit așa ceva? Da. Mă las așa să mă fiarbă un pic. Hai că numai nodul din gât. Eu mă îngraș numai de poftă. Deci mâine? Ce bine arată deja. Mâine mai avem fasole verde. Da, logică mai avem. Dar ce? Poi mâine îți promit că îți fac ghiveci. Ghiveci, dar așa iute, știi, iute, iute, cu pipar, că iute. Îți pui tu, în farfurie. Și cu picioare, așa. Dar da. Fără dovlecei, cred că vreau. Nu pun. Numai pipar, că... Pun post de porc sau ceva, văd eu ce găsesc. Mi-e martă Dumnezeu dacă vă mint. Dacă nu deja... E bun. Credeți-mă, e da. O minune. Pentru cine le place fasolea verde. O pus, mami, și un pic de bucățele de șoancă și un pic de șoric. Vedeți? Se vede șoricul aici, îl vedeți? Șoricuri. Eu am mers și am cumpărat oase din astea alte. Niciun gust nu l-am avut oasele. Dacă n-am fi pus eu șoanca aia, n-are. Vedeți era... așa, oase din astea? Da. Sunt foarte bune și astea la gust, credeți-mă. Și acum să mă fiarbă puțin până fac eu rântașul și gata tot. Așa. Unde am pus capacul să mă fiarbă? Nu știu dacă o să intre asta acolo mai. O să vedem. Pe parcurs, că trebuie să mai fiarbă, nu? Nu mai trebuie să fiarbă mult acum, că fac grântașul și bag și atunci să mai fac 10 minute cu grântașul, pun okay. Un pic de mărar, o țâră pătrunjel, îl pun acolo așa, știi, să fiarbă și gata. Mă să mă las să-mi iau da. O tigaie sau ceva. Vezi că capacul ăla s-ar putea să plece de acolo. Nu pleacă, că l-am pus eu bine. L-am pus bine, chiar. E bine. Ce cauți? O tigaie, să-mi fac grântașul. Uite acolo, tigaie. Dă-i nopsii, mami? Nu fac acolo. Asta? Nu, fă-n-aia. N-aia, da. Că e bine, nu? Da. Îmi dai tu un foc aici, te rog? Da, bun. Așa. Un pic de ulei. Fierbe ciorba, nu? Da. Florina, îmi trebuie Florina aici? Acolo, da. Parcă de rântaș. E parcă de rântaș unde? Acolo, în fața ta. Da. Mai trebuie o pereche de ochelari, fată. Cred că. Ia, ia. Auză pe Natalia. Natalia, vrei mazăre? Fie nu-și prea grosă, rântașul, dar nici acum chiar apă goală. Da. Hai să iau capacul ăsta. Două linguri bune de făină, dragii mei. Așteptăm să se... Dragii mei.
de boială. Am tras un pic după foc, ați văzut? Da. Să nu se ardă boiaua, că atunci lasă un gust amar și nu vrem. Și acum o să punem de aici un pic de zeamă. Da, și am luat de nouă, știți? Mami, ai grijă să nu stai în spatele meu? Eu nu. Facem așa. Amestecăm. Așa. Și acum... Și acum punem acolo tot în oare, mai lăsăm 5 minute să fiarbă, 10, hai să zici. Și atunci putem să o servim, numai o să trebuiască să tai un pic de mărar sau îl bag așa întreg, știi? Întreg. Întreg. Da, îmi speri tu, mami, o mână de mărar, dacă te rog. Să fie așa de drăguță. Astăzi am făcut mâncare în doi, mai nou așa facem. Să faci o mâncare cu două persoane. Și mami mă ajută și... Treba una începe și arată... Exact. Treba, da. Dacă tu auzi ce-o vorbim de fata mea, dar... Să mă scapă țelă de cocoroșile astea. Când ea o vorbim, eu n-am știut că trebuie să filmezi. Să vorbim noi doi. Un tel trebuie. După aia, am văzut că se îndroașă treaba. Și te rog să te uiți. Natalia are plan pe viitor. Proiecte mare. Proiect are. Nu. Nu, nu. Nu. Proiect de casă. Da. O zis că aici unde bucătăria să facem baiocameră. Sus. Sus la etaj. Da, da. Și cu acum punem balustradă acolo. Și se urce acolo stângi. Sus. Și aici în curte se pune iarbă, gazon. Și aici la fix. Să și mamma mia. No, și Mirela, asta știi ce înseamnă? Că ți-i foame. Mama, să mai dai un pic în clocot și gata. Nu am pic să dai cu prăjana acolo. Mamă, n-am lăsat nici fasolea asta să fiarbă foarte tare. Că nu-mi place. Mami, bine! Imediat. Hai, da să vedem. Hai, da să vedem. Eva, imediat vin la tine, iubita mea. Și cam asta a fost. Degustat, am gustat, eu zic că e minunat. Să mai dai un pic în clocot, numai să nu-mi intre o muscă aici, că nu știu ce-i fac. Da. Îți place fasolea verde, Eva? Pe bune? Te-am nimerit înseamnă că... Da. Eu sper să-ți o placă. Eu sper. Avem și smântânuță, dacă vrei, Eva. Și cu smântână. Vezi că te arde. Aici mai rămas un pic. Nu las așa să se arde, nu așa. Așa. Nu! Acum este gata. Da. Nu știu cum a reușit Mirela să pună atâta zam acolo. Aceasta este realizarea lui maică-mea și a mea și a lui Angie și a lui Daci, că ei și au filmat și au și strâns și au și curățat aici și maică-mea a curățat ceapă și m-a tăiat-o și... Nu să mă luat, e doar realizarea mea. Și așa că stați să vă întorc așa să vedeți. Cineva vrea aici așa puțină smântânică? Cineva vrea. Și cu un ardei... Ai ardei, iute? Nu știu. Ardei murat, iute. Nu ai proaspăt. Nu, numai morcovi avem acolo. Mănânc foarte... Adică mănânc... Mi gândul normal că las să mănânc. Dar vorbesc foarte greu din cauza că am o senzație în gură foarte... Ploioasă. Ploioasă. O, așa, ploioasă. Și eu mai vă învârt această mâncare și vă rog să o faceți, pentru că e vară și acum este, cum să spune, sezonul la fasole verde și la mărar și la toate astea și la roșii așa dulci și bune.
și pe bune, pe cuvântul meu, țara noastră e binecuvântată cu de toate și sunt foarte bune. La noi, în Germania, tot ce este, mâncăm doar cartoane. Carne, Dumnezeu să mă ierte, dar asta e adevărul. Carne, gust de carton, pui zici, wow, ăștia-s galbeni, apoi ei sfârbuiți, săraci. Bine, luăm și noi mai bio și așa, dar tot n-au gust, oricum. Am luat odată de la un țăran, 10 găini, așa, dar de la țăran, Doamne, vește, cred că ai mâncat și tu, că ți-am lăsat să-ți fac fripturică. Da, mâncat din... Da, mi-e gume. Plac foarte mult mațele. Mațe, și... am tăiat, știam, ne-am făcut mațele cu pipote, cu ouă, tot ce au avut găina în ea, știi? Ficăței și așa, și am lăsat extra pentru dacian că să-i fac și lui așa fripturică, știi? Vai de capul meu, fată, că erau niște gume, niște cauciucuri. Tu l-ai, Doamne, că trebuia să... Păi le-o tăiat de bătrâne ce-or fost. Deci, noi le-am tăiat, le-am primit vii acolo, vii, acolo le-au tăiat. Și le-am venit acasă, le-am opărit, le-am făcut, știi, dar erau, egal, bun. Și de-aia vă zic că noi suntem binecuvântați aici, românii, cu așa mâncăruri bune și... Gustoase și mă bucur să mănânc această farfurie de ciorbă de fasole verde. Mai mă filmez că nu mai pot. Nu, asta e realizarea mea. Asta e rezalia, nu mai speria. Rezilierea. Perfect. Da. Rezilierea contractului. Da. Realizarea. Stai să-i povestesc și la... stai să-ți povestesc. Eva, așa ceva a crezut că mor. Da, știe cineva că ești Eva aici? Te-am filmat? Nu știe nimeni. Da. Stai să-i povestesc repede la Eva. Să nu mai mă gândim la mâncare. Lasă-l mai povesti. Da. Că s-a povestit. E vorba de povestea cu Bolândățul? Da, Bolândățul. Nu las că e rovauzătă. Aude Emma Eva. Da, ok. Vă fericire și har pe lume noi, decât să fii cu noi.